Domnule președinte, stimați colegi, astăzi voi vorbi despre ceea ce înseamnă nevoia României de a retrăi, pornind de la principiul patriotismului. În ultima perioadă vedem cu toții cum idei altădată foarte bine văzute, atât în mediul social, cât și la nivel public, precum patriotismul, respectul și atașamentul față de valorile naționale, respectul față de înaintași, sunt tot mai mult văzute ca un soi de exprimare a unor forme de gândire radicală, a unor forme chiar de extremism. România are nevoie de patriotism mai mult decât orice. Și spun asta pentru că în absența patriotismului și în absența spiritului de sacrificiu pentru națiune, nu se poate construi nimic. Nu putem avea nici drumuri, nu putem avea nici școli, nu putem avea nici industrie, nu putem avea nici spitale, nu putem avea nici ordine publică și nici o societate în care justiția și drepturile individuale să funcționeze așa cum ne dorim. În România astăzi să vorbești de națiune, să vorbești de tradiție, să vorbești de identitate a devenit aproape un tabu. Avem tot felul de indivizi, mulți din ei plătiți din afara țării, oameni care trăiesc din, îmi permis să spun, din comercializarea trădării de țară și care la orice discuție despre națiune, patriotism, valori românești, încep să ridice de numeri și se acuze de extremism, de șovinism, de xenofobie și de tot felul alte de aberații. Cred că discursul public la noi în România, sincer să fiu, a luat-o pe o pantă care îmi amintește de ceea ce se întâmpla în 1990 sau chiar mai rău de ceea ce se întâmpla prin 1945, 46, 47, 48. O perioadă în care, pe lângă faptul că în România nu a existat libertate de expresie, nu a existat dialog de niciun fel între persoane, dar și între grupuri sociale, a existat un climat de intoleranță și un climat de ură stimulat fix de cei care clamează toleranța, clamează egalitatea și clamează o serie de drepturi pe care ei le consideră ca fiind universale. Total fals. La fel ca și atunci și acum în societatea românească se dorește impunerea unei gândiri unice, unei gândiri unidirecționale și unei gândiri din care tot ce înseamnă valori românești, tot ce înseamnă tradiție, tot ce înseamnă identitate națională să dispară. Pentru că, în mod cert, cei care ne vor o țară mică, o țară obedientă și cei care ne vor să rămânem un teren de încercare pentru tot felul de experimente internaționale, nu au nevoie de o Românie puternică. Iar cozile de topor sunt la datorie. Indiferent că aceste cozi de topor sunt infiltrate prin partide, populează chiar și guvernul sau fac parte din așa zisa societate civilă, care numai civilă nu este. Și acești oameni despre care cu toții citim și care își dau cu părerea peste tot, au o singură profesie, să vorbească permanent cu dispreț despre istoria românilor, despre valorile românești, despre cultura și civilizația românească, atunci când nu denigrează biserica sau alte instituții tradiționale și care au creat această identitate și au ținut spatele României în vremuri foarte grele. De aceea, mai mult ca niciodată, ar trebui să nu demonetizăm ideea de patriotism, să înțelegem că a te lupta, a te sacrifica și a-ți afirma atașamentul și iubirea de țară reprezintă o virtute și nu reprezintă nimic, în niciun caz, un element așa care să țină cont de niște excese personale. Pentru că, în cazul în care nu vom tempera aceste excese și aceste abuzuri ale celor care, în numele corectitudinii politice și în numele noului totalitarism al gândirii unice, încearcă să-și impună ideile, ne vom găsi în situația în care a vorbit despre România va fi ilegal, în situația în care a pronunțat cuvântul naționalism va fi o faptă penală, și în situația în care, dacă vom vorbi de identitate, vom fi etichetați ca niște retrogazi și ca niște personaje ancorate într-un mediu total marginal și nefrecventabil al societății. De aceea ar trebui să ne lepădăm de toate aceste false taburi
și să începem să fim din nou mândri că suntem români cu adevărat, în primul rând prin fapte, apoi prin vorbe, să fim o națiune care să se respecte pe sine pentru acel respectul celorlalți și să nu ne mai lăsăm abuzați de tot felul de personaje obscure și de tot felul de trepăduși care trăiesc din insultarea țării pe pământul căreia trăiesc. E momentul ca patriotismul românesc să devină un vector de dezvoltare economică, un vector de punere în valoare a intereselor românești sub aspect politic, social și cultural la nivel internațional chiar și un vector de întărire a tot ceea ce înseamnă identitate și tot ceea ce înseamnă valori. Pentru că fără patriotism și fără iubirea de națiune, România nu are absolut niciun viitor. Și sunt mulți care nu doresc niciun viitor acestei țări. De aceea, cred că nu e nicio rușine să fim naționaliști, să ținem la trecutul nostru, să respectăm valorile și să nu-i lăsăm pe diverși și neaveniți să ne învețe ei pe noi ce înseamnă să fii român și cum trebuie să trăim noi la noi în țară. Vă mulțumesc. Daniel Gheorghe, deputat PNL de Ilfov.